multe hunedorenci au reclamat la poliție că au rămas fără bijuteriile pe care le purtau după ce au fost acostate pe stradă de așa zise urmași ale regelui Cioabă, care le-a oferit aur și le-au promis descântece. Potrivit reprezentanților IPJ Hunedoara, în timp ce se deplasa pe o alee din Hunedoara, o femeie a fost acostată de un bărbat și două femei necunoscute, care i-au spus că sunt urmașii regelui Cioabă și s-au oferit să îi dea de pomană bijuterii din aur. Una dintre cele trei persoane i-a pus la gât un lanț din metal galben și i-a făcut descântece, iar în timpul acestor activități, suspecții i-au luat o pereche de cercei din aur, iar de la gât i-au desfăcut și i-au luat un lănțișor din aur prevăzut cu un medalion din același metal. Bijuteriile din aur au fost învelite și legate de către suspecți cu bandă adezivă într-o bucată de material textil. Ulterior, cei trei suspecți au înmânat persoanei vătămate pachetul din material textil, spunându-i să nu desfacă și să nu ia bijuteriile din interior, decât după ce ajunge la domiciliu. Persoana vătămată s-a conformat solicitării celor trei și, odată ajunsă la locuința, s-a constatat că în acel pachet nu se mai aflau bijuteriile personale, ci trei monezi de 50 de bani fiecare. Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, prin intermediul Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, va organiza marți 13 octombrie, începând cu ora 18, o acțiune de comemorare a bătăliei de la Câmpul Pâinii din 1479. Evenimentul va avea loc la Moara din Șiboci și va fi susținut de primăriile din Romoș, Giurgiu, Șiboci și Cugir. Programul va cuprinde un moment religios, o evocare istorică și alocuțiune ale autorităților. Totodată, prezența cavalerilor de Mühlbach cu echipamentele militare medievale va asigura un moment de o reconstituire istorică, aceștia urmând să prezintă un program demonstrativ în jurul unei foc de tabără. Bătălia de la Câmpul Pâinii reprezintă un moment istoric semnificativ, o victorie creștină asupra unei numeroase oștiri otomane, din care au pierit 30.000 de turci. Intervenția salutară a comitelui de Timișoara, Pavel Chinezu, aflat în fruntea oștilor bănățene, a schimbat soarta pe câmpul de luptă. Sacrificiul celor 10.000 de creștini sublinează importanța acestei confruntări, iar cinstea memoriei lor și sărbătorirea victoriei obținute cu 5 veacuri în urmă devine o obligație a societății actuale. Înscrierile online pentru programul de susținere a meșteșugarilor și artizanilor 2015 se fac începând de astăzi, conform unui anunț al Departamentului pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism. În cadrul acestui program, meșteșugarii și artizanii pot beneficia de participarea gratuită la târgurile regionale de profil din perioada următoare, precum și de bani pentru transport și cazare.